faptele glorioase ale eroilor neamului elogiate de elevii școlii numărul 6. Împreună cu Muzeul Regiunii Porților de Fier, unitatea de învățământ a pregătit un întreg spectacol pentru a marca în avans ziua de 1 decembrie. Am organizat cu doamna Păunescu Valeria mai multe acțiuni cu clasa 7B. Am avut proiecte să fii ghid pentru o zi, turist în orașul meu și de fiecare dată cu ocazia evenimentelor importante ale țării noastre, doamna profesoară vine și le prezintă elevilor și lucrăm, facem împreună diferite activități. Am inaugurat începutul de iarnă, sărbătorind evenimentul de la 1 decembrie 1918. Elevii vor viziona un film documentar cu etapele înfăptuirii Marii Uniri, apoi o prezentare PowerPoint în care vor avea 20 de slideshop-uri. În cinstea evenimentului, elevii vor recita poezii și vor cânta cântece patriotice. Cântece și poezii patriotice, dar mai ales respect pentru faptele glorioase ale trecutului, sunt elementele unui tablou reușit la școala numărul 6. Bine ați venit la marea noastră sărbătoare, ca să slăvim cu mult respect unirea la aniversare. Strămoșii noștri să-i cinstim, pentru curaj și fapte bune, veniți ca să ne amintim de marile glorii străbune. Pe 1 decembrie sărbătorim trecutul glorios al unirii celor trei state. 1 decembrie pentru noi este ziua în care s-au înfăptuit cele trei state, Bucovina, Basarabia și Transilvania, la 1918, la Alba Iulia. Sărbătoriți voi această zi? Păi noi o sărbătorim prin poezii, cântece. Activități pentru a marca Ziua Națională a României vor fi organizate și de autoritățile locale din fiecare localitate a județului în parte.